După alegerile de duminica trecută, una dintre temele aduse din nou în discuție este și necesitatea organizării a două tururi de scrutin, având în vedere că într-un singur tur reprezentativitatea celor aleși este destul de scăzută, mai ales dacă prezența la vot este mică. Un exemplu este chiar Bucureștiul, care a avut o prezență la vot extrem de slabă, iar astfel numărul de voturi obținute de cei care au câștigat primăriile este nereprezentativ în comparație cu numărul total al cetățenilor cu drept de vot. În ceea ce privește județul Giurgiu, a fost înregistrată cea mai mare prezență la vot, circa 63%. În municipiu, prezența a fost mult mai mică, doar de aproximativ 45%. O soluție pentru astfel de situații ar putea fi votul obligatoriu. După părerea mea, așa cum știu și cunosc electoratul din România, ca să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat și aici la noi, la Giurgiu, cu doar 10.000 de oameni să stabilească viitorul a 50.000, poate n-ar fi rău ca legiuitorul să introducă votul obligatoriu. Poate n-ar fi rău. Nu știu. Să știți că nu e antidemocratic. Sunt state din vestul dezvoltat către care tindem și noi, în care votul este obligatoriu. Și poate că asta ar trebui să facem și noi. Și atunci nu mai avem ce comenta. Când toată lumea votează, chiar ai o imagine clară, ai o oglindă a societății românești și a intereselor care guvernează România. În ceea ce privește alegerile din județ, copreședintele PNL Giurgiu a relatat și despre multe nereguli, la una dintre acestea asistând personal la una dintre secțiile de la Ghimpați. Eram în secția de votare în calitate de candidat. Stăteam proptit de o sobă și la un moment dat un cetățean a ieșit din cabina de vot cu buletinul de vot, îl desface așa și îl arată unui individ îmbrăcat în tricou roșu PSD, cum e ăsta al meu acum, care îl ia, îl împăturește și îl bagă în urnă. Și am spus, doamna președinte, e o doamnă președintă de secției de votare. Zic, ăsta este incident electoral. E ilegal ce face domnul acesta. La care ce credeți că a făcut doamna președintă a secției de votare? M-a dat afară din secția de votare. Și poliția și jandarmeria erau în ușă și s-au uitat la ea când a făcut lucrul ăsta. Comparativ cu media la nivel național de aproximativ 48%, în județul Giurgiu prezența la vot a fost sensibil mai mare. În schimb, în municipiul Giurgiu prezența la vot a fost mai mică decât media națională.